Un pas mai lipsește până la legalizarea căsătorilor gay din Franța. Adunarea Națională a Franței a votat cu majoritate covârșitoare o lege care permite căsătoriile între persoane de același sex. Legea mai trebuie să treacă și de Senat pentru a intra în vigoare. Deputații au aprobat proiectul cu 249 de voturi pentru și 97 împotrivă. Opozanții proiectului au organizat o manifestație de protest chiar la intrarea în sediul Adunării Naționale. Legea a fost însă susținută de Partidul Socialist al președintelui François Hollande, care deține majoritatea, 55% dintre francezi, sunt de acord cu căsătoriile între persoane de același sex, afirmă sondajele. Aceasta este considerată una dintre cele mai importante reforme sociale de la abolirea pedepsei cu moartea în 1981.